pentru tine. Da, este cât se poate de simplu. Camere avem, avem. Gata? Suntem bine? Suntem bine. Camere avem, bronzat sunt, tatuaje am. Dacă aduceți niște ulei de cocos și trageți draperiile, poate începe treaba. Acum și ziua, alături de noi pentru a face lumină, că ai nevoie și de lumini bune, Andy Vasluianu, a.k.a. proful de videochat. Bună dimineața! Aoleu, dar le-ai unit pe toate. Păi asta am zis, să facem un cocktail. Actori mari, actori mari pentru o comedie de oameni mari, începând cu Andy Vasluianu și prietenii săi. Mulțumim mult de tot, că, mai ales pentru atributul pe care ni l-ai atribuit. Păi da, așa sunteți. Pe principiu actori mari, da, păi da, mari în sensul că suntem mai, deja ne-am ajuns la maturitate, suntem aproape de, nici nu știm dacă e mijlocul vârstei sau eu știu, e o treime, habar n-am. Sunteți acolo ca un fotbalist din ăla care e în apogeu acolo, știi? E randamentul, da, nene, maxim. Da, da, corect. Asta e, antrenamentul. Urmează să mă mut la arab să joc. Da, da, da. Sau să te apuci de videochat, că ies bani buni din asta, am înțeles. Sau așa, da. Merge și treaba asta. Bun, Andy, hai să le povestim oamenilor așa, pe scurt, dacă n-au apucat să arunce cu ochiul, ce faci tu mai exact, mai nou, după 12 noapte? Da, sună bizar. Păi, ne-am apucat de proiectul ăsta prin martie, pe la sfârșitul martie. Noi am început așa într-o joacă drăguță. Vlad Zanfirescu, regizorul serialului Videochat, împreună cu scenaristul Alex Popa, mi-au trimis textul, l-am citit, mi-a plăcut și am zis hai să ne jucăm. Și am făcut un pilot împreună cu Diana Roman. Am făcut pilotul respectiv și cu Marius Florea Vizante în primă fază, pilot. Da. După care l-am pus pe Facebook, a plăcut foarte tare, pe urmă am început să căutăm un loc unde să-l distribuim și să-l facem, pentru că Alex avea deja o sinopsis și avea o idee de 12 episoade și ProTV a fost ok cu asta, a zis haideți. Ne-a plăcut foarte mult pilotul și ne-am apucat de el mai profesionist. Cum, de data asta. Cum ar zice Nina, personajul Dianei Roman, episodul chilot. Episodul chilot, da. Că merge... Dar a fost foarte... Adică nouă ne place foarte mult și Alex Popa scrie excepțional și ne ajută foarte mult. Pentru că dacă ai un scenariu bun din momentul ăla, doar dacă ești extrem de slab actor, nu o să-ți iasă lucrurile. Dar când ai un scenariu bun, poți să te joci cu el destul de mult. Cum mi-a șoptit mie o păsărică, nu cea care se aude pe fundal, alea sunt de la Andy, o păsărică de dincolo, da. Bă, nu se bagă, bă, Andy Vasluianu, dacă nu e un scenariu mișto. Și uite, da, cam e așa, foarte mișto scenariu. Într-adevăr, cam așa. Bun. Și Alex este extraordinar, are o minte, eu mă mir de fiecare dată. Când noi, de obicei, marțea sau miercurea primim episodul pentru că noi filmăm doar în lunea, da, cât un episod pe săptămână și când vine episodul gata scris, ce mă minune cum a descoperit el, cum a legat lucrurile, cum le-a continuat. Mi se pare excepțional, plus că are umor, are inteligență și nu e deloc vulgar. Absolut deloc, da, vulgar. Adică e cine un... își imaginează chestia asta să nu se uite. E clar, o asociere așa, a devenit un subiect tabu treaba asta, dar este un serial smart casual așa, ca umor. Exact, da? exact. Nu știu dacă l-ai urmărit. Am apucat să arunc un ochi așa, cei drept, ochiul care m-a și culcat făcând matinalul. Știi, e destul, da. Ora aia pentru mine, chiar și sâmbătă fiind, e ora de nani. Am crezut că te-ai pregătit cu adevărat pentru acest interviu, dar din păcate nu. Am nu. Înțeles. Nu, e ok, nivelul amatoricesc atunci când ne-am văzut ultima dată, cel puțin în cazul meu, s-a păstrat. Dar să știi că și noi acum suntem într-un videochat. Absolut, păi asta am zis, avem camere, avem absolut tot ce trebuie. Exact. Vreau să te întreb, Andy, a trebuit să faci studiu de caz? Băi, am avut, Alex a stat de vorbă cu cineva care chiar face asta, pentru că îți dai seama, trebuia să se documenteze, să scrie. Și am vorbit foarte mult cu Alex pe tema asta și mi-a explicat niște lucruri. Interesant este că au fost mesaje din astea de la oameni care fac asta și care au zis că e aproape unul la unul atitudinea mea cu a patronilor de videochaturi. Mhm.
Și cum, ceea ce cum mi se e pare interesant. Cum e tipologia? Alex, datorită scriiturii. Scuză-mă, ia, nu te-am auzit. Tipologia patronului de videochat, cum ai identifica-o tu așa? Pentru că a trebuit să-i dai viață. Cum ai defini-o? Cum e patronul de videochat? Bine, zicem noi, așa. În primul rând, el este cred că are nevoie, în primul rând, de material, nu? Absolut. Adică de fete. Și fără ele nu poate să facă nimic. Iar relația pe care o construiește el cu fetele trebuie să fie una extrem de familiară, extrem de strânsă și care să-l asculte întru totul. Adică nu cred că are o atitudine de pește, știi? Are o atitudine de patron mai degrabă, dar evident cu niște reguli conform afacerii pe care o deține, știi? Da, e tare greu acolo să nu cazi în păcat. Da, așa am înțeles. Convins. Adică sunt convins că e tare greu și cred că ei și cad în păcat cu băieții care se ocupă de asta. Da, acolo se strică business-ul. Adică... Când își bagă dragostea coada. Zic, când își bagă dragostea coada, se strică business-ul. Exact. Nu e bună asta nici asta. Funcționează și serialul, știi? Da. Adică undeva povestea se duce tot în zona asta. Tocmai pentru că, na, Alex aici se joacă foarte mult cu lucrurile astea și e foarte tare, pentru că asta se poate întâmpla oricând, să te îndrăgostești oriunde și oricum. Absolut. Și, dacă... și asta se întâmplă și cu oamenii ăștia. E un scenariu care e clar că nu are nicio reținere în a aborda subiecte care pot părea așa tabu în societate. De ce crezi tu, Andy, că se tem încă românii în conversațiile de zi cu zi? Așa, pentru că acum ai avut și scriptul ăsta și ți-ai dat seama, ai studiat un pic fenomenul. Clar, videochatul e unul dintre subiecte, dar de ce crezi că se tem românii de treaba asta așa? O asociază cu ce? Tu vorbești strict de videochatul, da. Hai să dăm exemplu ăsta acum. Că poate părea tabu în societatea noastră. Acum, eu zic ceva simplu. Am primit mesaje în care... Am și văzut niște mesaje pe rețele, da? În care spunea, băi, Andy Vasileanu se prostituează, știi? Uh-huh. A ajuns să facă porcăria asta. Dar eu pun pariu că oamenii aia n-au citit decât titlul serialului, da, și nu s-au uitat o secundă la el. Și mă aștept să fie tot felul de păreri în altă ordine de idei. Dacă ar trebui să stau să mulțumesc pe toată lumea, m-aș lăsa total de meseria asta. Absolut. Imediat, într-o secundă. Nu sunt în stare să mulțumesc pe toată lumea, iar eu însumi nu sunt atât de... adică eu cred că alegerile mele mi-aparțin și țin de ce cred eu că înseamnă meseria asta. Absolut, și de challenging-ul rolului, pentru că tu ai jucat foarte, foarte multe roluri, e foarte mișto, da, că ești polivalent. Și că poți juca și așa ceva. Nu de polivalent sunt, dar încerc, mă zbat să fac... Multilateral talentat. Te văd des la televizor și na, știam că în calitate de zugrav nu poți face banii Andrei Esca, ai încercat și ca profesor, deci mi-am zis clar s-a apucat de videochat. Adică asta... Da, dar uite că o să înceapă și sezonul 2 din Proful. Că asta urma! Asta urma de dincolo, mi se urlă în cască, zi, întreabă-l, că avem acolo fani ai serialului Profu, deci urmează. Da, e un proiect foarte drag mie, m-am lipit foarte tare de tot ce înseamnă acest proiect, adică de regizor, de Letiția Roșculet, de Iura, de toți ne-am strâns, s-a format o gașcă foarte frumoasă și mi-s dragi foarte tare copiii aia și încerc să abia aștept de fapt să iasă pe post, pentru că după prima mea sezonul 2 este mult mai bine decât primul sezon, este și mai bun din punct de vedere al scriptului și întreg și regizoral și tot, e foarte bine. Contează că v-ați sudat și voi așa ca echipă? Ceva. Contează în economia jocului, dacă tot facem paralela cu fotbalul? Contează faptul că voi v-ați sudat ca echipă și acum cred că sezonul 2 merge mult mai ușor, da, și din cauza asta, sau mă rog, datorită. Mă invita în fiecare dimineață tu în emisiune și cred că în a treia dimineață am început să fim foarte bine împreună, adică să ne înțelegem toate cele. Hai și așa s-a întâmplat și aici. Ai grijă ce-ți dorești, că mi-e colegul plecat în concediu. Și... Păi zi-mi că vin, vin cu mască, zi-mi ce vrei. Păi atunci putem să facem o treabă serioasă, zic, în ideea asta. Facem
facem ceva frumos. Înapoi la serial, hai să le spunem oamenilor când pot vedea videocetul, pentru că până sâmbătă, să... de la 12 câteodată sau 12 jumate, depinde de filmul care este înainte. Am înțeles. Adică de durata filmului care e înainte. Uh-huh. Și din păcate e așa târziu, dar dacă nu pot să-l vadă atunci, îl pot vedea pe www.protvplus.ro. Am înțeles. E așa târziu pentru că se spun prostii? Ar întreba un om de rând așa. Nu, hai să râzi. Așa s-a stabilit de către ProcastLot, adică n-are nicio legătură. Am înțeles. Bun, că ai zice că, băi, după 12 noaptea pentru că... de genul. Bun, am înțeles. Am lămurit-o și pe asta. Da. E adevărat, Andy Vasleanu, că videochatul te ferește de COVID, că e o domnișoară care am văzut că are imunitate, doar că nu știe ce e aia și vrea să dea la toți. Ai observat așa în ultima vreme? E o domnișoară care iese pe piață și ea zice că e... Nu știu, n-am observat. Am aflat, zice lumea că ea face videochat și de-aia mă gândeam că, na, știi titlul, videochatul te ferește de COVID, din categoria de fake news. Da, bă, e clar că te ferește de videochat, de COVID. Că te ține în casă. Pentru că e la distanță. Aia zic, da, adică nu mai e contactul ăla până la urmă. Absolut, da. Bun. Singurul contact pe care l-ai e cu tine însuți. Am văzut că este o gașcă mișto. Notăm Vlad Zamfirescu, da, cu regia. Notăm, iată, Alex Popa, Alex, cu scenariu, da, exact. Marius Florea Vizante, Luminița Erga. E mai nou apărut Ovidiu Niculescu, Diana Roman, evident, Eva Cosac. Bun. Tudor Cucu Dumitrescu. Mamă, de ce? Ăștia suntem. Îi știi și pe Liliana toți. Pană. Îi știi pe toți, zici că sunt colegi. Acum... Da, dar că m-am canchinuit acum. De ce? Păi nu, să fiu sigur că îi zic că toți. Că sunt toți și că nu se supără nimeni, am înțeles. Mă întâlnesc la filmare și nu o să mai îmi dea replica. Îți atrage lumea, atenție. Bun, în calitate, da, hai să intrăm un pic în rol, să ne jucăm, să ne jucăm precum oamenii mari. Și acum am căutat câteva curiozități despre videochat, iar tu în calitate de Andrei ce ești, Andrei parcă este, da? Am zis da, bine. Andrei, da. Așa, îl cheamă ca pe mine, de fapt, că prin Andrei mă cheamă. A, bun. Iată că ușor, vezi sensul când acolo merg lucrurile. Da. Vreau să te întrebăm așa în calitate de patron de agenție de videochat, Andrei, câteva curiozități venite pe adresa redacției, cum se spune. Ia, ok, hai să recomentăm împreună. Chiar sunt, astea, Andy, să știi că sunt pe bune. Întrebările astea vin de la fete, de la, stai un pic, și de la băieți, că și băieții am înțeles că se ocupă cu asta. Adică poți face da, și... Am auzit chiar, în fine. Bun, trebuie să arăt ca un model din revistă, domnule Andrei, ca să vin la firma dumneavoastră? De-alea, Anica 24 din Funden, așa. Nu, să vorbești bine limba română, atât mă interesează. Dar română... Chiar dacă ai accent, nu mă interesează. Poți să folosești accentul pe care l-ai. N-ați zis că lucrăm și cu străinătate? Da, și bai să râzi, dar se lucrează mai mult cu străinătate. Păi și în română înțeleg oamenii aceia mi-o de arătat cu mâini. Păi... Zic. Poate să fie, e cu masca la gură. Am înțeles, da, și nu se mai... E o limbă universală, masca asta. Ok, exact. Deci nu e necesar să vorbesc o limbă străină. Aba, dar e necesar să vorbești măcar engleză. Măcar engleză, am înțeles. Cam cât pot să câștig așa în prima lună? Poți să câștigi foarte bine, de la 200-300 de lei până la 300-400 de euro pe oră. Păi 200-300 de lei mă costă doar taxiul până la salon. A, pe oră? Am pe înțeles. Oră. Pe oră, stai că aici a fost treaba. Bun. Apară. Dacă n-am experiență în domeniu, e o problemă? Nu, experiența o câștigi la locul de muncă. Am înțeles, păi și... Te califici la locul de muncă. Mă chemați la o perioadă de probă sau cum funcționează? Nu, păi vezi, intri pe net, vezi care e piața. Am înțeles. Și dacă merge bine, dacă nu, asta e. Da, că mă gândeam că faceți un internship. Așa. Nu facem, n-avem timp și în perioada de... Da. Nu putem să ne întâlnim. Oferiți cazare? Îți amenajezi tu un colțișor frumos acasă. A, se pot să fac de acasă, deci nu trebuie să vin. Absolut că da. Mi-l arăți întâi, că eu îți mai dau niște detalii. De decor, deci sunteți și pe scenaristică. Da. Ne ocupăm la culoare,
asta e, la imagine e importantă, să știi. Păi am auzit că se lucrează cu imaginea în meseria asta. Oferiți și cazare? Tot timpul. Că n-am, nu mai am de chirie luna asta, că știți că au fost probleme. Păi dacă lucrezi bine, să plătești chiria în două luni. Adică domnul Andrei, altfel spus, eu vreau să vă întreb, nu poți să vin să și locuiesc unde muncesc? Adică în camera aia există să și... Există și această variantă, dar trebuie să fii, întâi să începem așa, să vedem dacă funcționează. Foarte important pentru mine, că știți, părinții, va putea afla cineva ce muncesc eu? Ce o să zică lumea? Nu. Nu? Pentru că ID-ul tău e ascuns. A, da, corect, că aici așa se blochează în anumite țări sau ceva de genul ăsta, ca să nu poată fi descoperite din țara. Banate. Ok. Și am auzit ceva de secțiuni de adult, dar și de non-adult. Aia nu știu, cu non-adultul nu cunosc. Mm-hmm. Și da, nici nu vreau să cunosc. Da, corect. Că ce faci? Păi da, să n-arăți tu tuturor acolo o bunătate de meserie. Da, nu se după dezvoltă identitatea. După 18 ani vorbim. Am înțeles. Bun. Păi vă mai sun în 18 ani atunci și ne auzim. Deci nu se dezvoltă identitatea modelelor. Avem program flexibil, asta ce am înțeles, da? Acum a trat concluzii. Da. Veniți substanțial încă de la început. Trebuie să am 18 ani, comision avantajos în funcție de efortul pe care îl depun, nu? Da. Așa, plus bonusuri. Cam înțeles că ești pe aici, pe bonusă. Nu, exact ce am zis. Da, da, da. Exact, eu am zis mai devreme, prețul, cine nu e atent... Ok, și jos. E legal, bănuiesc, ce aveți dumneavoastră acolo. Adică nu e așa... Păi, da, absolut, absolut. Nu, aveți nu, firmă, nu, poți, nu, să vă caut după, poți să vă caut după cui? După CIF? După cui, da. Da, păi, da. Așa îmi plătesc și benzina, da, cu rou. Băi, apropo de asta, Andy, felicitări pentru cei 18 ani am calculat de actorie de film. Zic bine? În 2020? Mai mulți. Mai mulți? Mai mulți, mai mulți. Bun, ok. Atunci am început, am jucat în filme profesioniste. În 2001 am filmat prima oară Furia. Ok. Și sunt 19 ani deja. Deci asta nu? Zic, da, că ai voie, ai peste 18 ani, ești major și știi ce ai de făcut. Da, dar am început din facultate, am făcut o grămadă de scurtmetraje când eram deja student. Da, am înțeles. Bun, Andy, vreau să vorbim un pic și despre castingul ăsta foarte mișto, să vedem dacă se mai întâmplă. Acum te întreb pe tine, dacă vă mai dați pe o pânză de păianjă. O, da, avem un... Mulțumesc frumos că ai adus vorba despre asta. Asta zic, că ești actor, adică ok, rămână. Te vedem în seriale, dar știu că îți place scena foarte mult. Să rămână mult. Enorm, enorm. Jucăm și sunt... Pe pânză de pe engine e scris tot de Alex Popa și regizat tot de Vlad Danfirescu. E, poftim! Și, da, noi lucrăm de mult în echipa asta. În spectacolul ăsta joacă Vlad Danfirescu, Mirela Oprișor, Medea Marinescu, Diana Roman și eu. Sunt spectacole, sunt pe 11 și pe 12. Pe 11 All Inclusive, care este aceeași echipă, dar fără mine și Marius Manole. Iar pe pânză de păianjen e cea pe care se joacă în 12. Aha. Și mai joc în 29 iulie Un bărbat pentru Sara, care se joacă tot la Grădina Herăstruca și pânză de păianjen și All Inclusive. Și în bărbat pentru seara joc cu Diana Cavaliuti, Andreea Vasile, Emilia Popescu și Marius Rizea. Foarte tare, deci te putem vedea lui Claudiu. Și luna asta și luna viitoare te putem vedea la joacă. Bănuiesc că vă era dor tuturor de treaba asta. O, da, doamne, și abia aștept, sunt curios că n-am jucat, nu știu dacă am jucat vreodată la o grădină de vară, într-o grădină de vară. Nu, cred că am întâlnit vreodată chestia asta. Hai că e prilej pentru oameni să mai... Am jucat în aer liber, dar nu acolo. Teatru de vară. E prilej, da, pentru oameni să mai dea cu pămătuful pe teatrele astea care rămăseseră în paragină, așa multe dintre ele. E bine, da, că le... Din păcate, da, poate că revin la modă. Să dea Dumnezeu să revină la modă. Da, ne place în aer liber. Cred că și dacă începe o ploaie, vă puteți adapta. Până la urmă. Da, mi se pare că au scenă. Acum nu știu exact cum e sistemul ăsta de lumini.
Da, ne descurcăm. Asta e singura problemă. Că de-aia suntem și oameni mari și actori mari. Întotdeauna o bucurie, Andy Vaslui. Anuși îți mulțumesc foarte, foarte mulțumesc pentru invitație și... Cu mare drag. Deci, videocet după 12 noaptea sâmbătă. Te vedem și în Profu sezonul 2. Te vedem și la teatru în iulie și în august. Dacă îl căutați pe Andy Vasluianu și căutați pagina, bănuiesc că puteți afla despre toate proiectele lui și multe altele, zic. Încă o dată, o zi frumoasă, Andy. Așa pare cel puțin la tine acolo unde se aud păsărelele. Așa să-ți fie viața mereu înconjurat de această atmosferă boemă și mișto. Bravo! Mulțumim, Andy! Mulțumesc la fel! Te pup! Și eu! Pa, Andy! Ed Sheeran, Camila Cabello și Cardi B cu South of the Border. Ți-am pregătit ție, Al Farben și James Blunt vin și ei cu